Noi nu avem normele elementare. Dacă vreți să mă credeți, am întâlnit situații, și nu o spun cu răutate, că nu știi dacă să-l saluți pe om, să-i zici bună ziua, să nu-l iriți. Oameni pe care îi cunosc, ei sunt ușor nepăsători sau se fac că nu te observă. Și domnule, am trecut la un pas de el, am stat de vorbă de ori, că trebuie, cum să nu-l salut? Și câteodată, de exemplu, mi se întâmplă și spun, Doamne ajută, ce faci? A, mă grăbești, toarci cu spatele și pleacă, ca și cum te-ai întâlnit cu cabina de la telefon. Deci, până într-atâta, deci se va răci dragostea multora, era în Pateric niște pilde care spuneau așa, așa spunea în Pateric, că nu va mai fi cărare de la vecin la vecin, va fi sfârșitul. Că nu vor mai fi api și izvoare ca omul să ia apă de la fântână și totul va fi ascuns ca omul să nu se mai vadă, să nu comunice, va fi sfârșitul. Când oamenii se vor urî între ei, va fi sfârșitul. Când oamenii nu își vor mai da bineții, va fi sfârșitul. Dar nu sfârșitul în sensul că vai de mine vine Dumnezeu și gata, ia ce, pământul pune ca un ceaun cu gura în jos și spune hai dau cu sapa, pun altceva că burienile astea m-au plictisit. Nu. Da. E vorba că ne facem noi sfârșitul nostru. Nu mai vezi bucuria unei întâlniri, nu mai vezi bucuria unei prietenii. Eu cel puțin recunosc și nu o spun cu răutate și chiar am curajul să o mărturisesc că am întâlnit atâtea prietenii de complezență încât am obosit. Pe multe le-am și abandonat. Adică am zis, domnule, te-am salutat la sărbători, n-ai răspuns. Te-am salutat la alte sărbători, n-ai răspuns. Te-am vizitat, poate n-ai avut timp. M-ai vizitat, poate n-am avut timp. Și atunci totul e cu da, ne mai vedem, Doamne ajută, bună ziua. Și atunci n-are rost, atunci mai bine stai liniștit în banca ta. Dar, vedeți, astea sunt de la diavolul. Deci noi cu asta trebuie să plecăm în minte. De dimineață până seara, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne arunce aceste două binecuvântări. Și nu ne duce pe noi în ispită să n-alergăm niciodată la o metodă din asta a răului. Noi spunem așa, ei, dar pe ăștia mari cine judecă? Dumnezeu judecă și intențiile și gândurile. Să nu credeți că ăștia mari vor fi fericiți până la sfârșit sau ăștia mari nu vor plăti vreodată polița oricărei greșeli. Deci orice om este pe fața pământului și a întristat pe Dumnezeu și pe semenul lui, are răspuns la judecată. La Hristos suntem egali. Spune în slujba morții, m-am uitat în țărână și am văzut oase goale. Și acum mă întreb, cine e împăratul, cine e bogatul? Înaintea lui Dumnezeu una suntem. Deci noi trebuie să plecăm de la și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Tot timpul să avem, cum spune acolo, fiți tari, fiți treji, deci cu ochii la Dumnezeu. Că dacă mergem pe principiu, uitați-vă, eu am avut ocazia de a tot așa de-a lungul vieții să întâlnesc această expresie de multe ori. Părinte, nu vi se pare că ați pierdut multe în viață? Zic, n-am de unde să-mi dau seama ce am pierdut în viață, pentru că nu știu ce am câștigat. Încă nu mi-am pus problema asta. Da, dar uite că păcat așa, puteați face aia. Puteam, dar dacă Dumnezeu nu a vrut să poată, pot eu acum să-L întreb, El de ce? Știe El de ce, nu? E treaba Lui. Poate aș fi vrut și eu să cânt ca Angela Gheorghiu. Poate aș fi vrut să predic ca Bartolomeu Ananie sau ca Antonie Plămădeală. Poate aș fi vrut să fiu înțelept, să spunem, ca Părintele Galeriu sau ca Părintele Stăniloae. Fiecare ce ți-o dat Dumnezeu, ce ți-o pus în trai, stai, ai mai mult nimic în plus. Deci noi ne putem pune, vezi, o fată ca să fie frumoasă și mai pune o umbră de roșu, un cercel, un colier, o hăinuță frumoasă, o cochetărie și arată ca o păpușică, dar în cap rămâne cu ce te-ai născut. Dacă ți s-a pus greunța din înțelepciune, o găsești. Era și o glumiță, poate că e bună, că uneori mai destinge starea din cordare. Era și o glumiță, se întâlnește Dumnezeu, face un consiliu cu cei 12 apostoli și îl întreabă pe Petru, măi Petre, mă, suntem de 3 ani și jumătate în activitate publică. Ai tras vreo concluzie folositoare despre lumea aceasta în care trăim? Doamne, lumea vrea mult și pe degeaba. Uh-huh. Știu. Nu mă urmează pentru că le-am făcut minuni. Nu mă urmează pentru că i-am învățat voia Tatălui meu. Pentru că le-am dat pâine în pustie și le-am vindecat bolnavii. Adică e interesul. Deci, oamenii, dacă ar putea, și așa este, ei din orice ar face un interes. Și din a respira ar face un interes. Dacă aș putea eu să iau o gură de oxigen înaintea ta să te depășesc pe tine, cred că aș fi satisfăcut. Știi, asta e omul. Acapararea, lăcomia, să fii hrăpăreț.
Și zice, Petre, am găsit o soluție, o să iluminăm la minte. Se spune că atunci când apostolii s-au înălțat la cer, Dumnezeu i-a luminat la minte. Le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. A sufrat asupra lor Duhul Sfânt. Și Petru a zis, Doamne, dar cu omenirea ce facem? Petre, am să-ți dau un vas mare, imens, în care este minte și tu să împarți fiecărui om așa cum crezi. Petru, dacă era milostiv, că el era bun din fire și a fost și căsătorit și a avut și familie și soacră, era mai împrăștiat așa și a început să dea și nu după multă vreme îl întâlnește Dumnezeu și îl întreabă. Petre, ce mai este până în România? E, Doamne, multe lume deșteaptă. Și altceva? Cred că ai făcut o greșeală, Doamne. Ce greșeală am făcut, Sfinte Petre? Ai pus prea multe bogății grămadă în același loc. Pământuri mănoase, păduri frumoase, zăcăminte bogate, minereuri bogate, bogății în subsol bogate, ape bogate, râuri bogate, văi bogate, livezi bogate. Păi și la alții ai dat mai puțin, uite, zice, sunt locuri unde e piatră goală și nu e nimic. Stai liniștit, Petre, asta o rezolv eu. Cum, Doamne? Am să pun conducători neinstruiți și o să-l împrăștie ei singuri. Nu mai ne ocupăm noi de treaba asta. Merge mai departe Petru și iarăși îl întâlnește la o vreme Dumnezeu și îi spune, Petre, tu mai ai ceva în cazanul ăla cu minte? Doamne, mai este un pic, dar nu mult, așa de vă palmă. Da, dar încă nu-i sfârșitul. Ce faci cu cei de până la urmă? Ia să încep să pui mai câte puțină minte. Și-a început Sfântul Petru să schimbi polonicul ăla mai mare cu o linguriță de-asta mai mică, cum să ia zahărul la cafea. Și-l întâlnește iarăși Dumnezeu după o vreme și întreabă, Petre, cum faci acum pentru că văd că a rămas foarte puțin în cazanul cu minte și lumii va mai fi. Doamne, acum fac altfel. Am văzut și eu că am fost puțin excesiv. Mai bag degetul în cazan și pe unii ung pe frunte. Și zice, au sclipiri de geniu, fac lucruri bune. E bun și așa, Petre. Trece într-o zi Dumnezeu și îl vede pe Petru supărat. Și de ce ești supărat, Petre? Cum de ce supărat, Doamne? Au venit oamenii și-au șters tot cazanul ăla de minte, nu mai este absolut nimic în el. Și ce ai de gând să faci? Cu ce facem cu ceilalți? Și spune Sfântul Petru, Doamne, eu nu sunt Dumnezeu, Tu le știi pe toate. Și Dumnezeu râde și zice, știi ceva? Las! Mintea nu le folosește. Trecem pe diplome și pe masterate și pe doctorate. Și de atunci lumea se ucide și se omoară. Să obțină cât mai multe diplome. Exact. Să-și umple hârtiile, taie pădurile, scrie tone de copaci, tone de hârtii, dar dacă le iei pe om la scuturat, vorba unui profesor de-al nostru, foarte interesantă, părintele Semen, profesorul de ebraistică și de veche, de literatura noului, Vechiului Testament, îl supăr odată un student al de asta, de al nostru, nu știu ce îl întreabă și nu știa și spune, măi băieți, măi, mă credeți, măi, am trăit și eu niște epoci istorice, am o vârstă. Măi, dar ați ajuns la măsura când nici nu știți să vă uitați măcar într-o carte la pozii, măi, cum trebuie, da, păi să mai și înțelegeți ce e acolo și să citiți. Și zice, dacă iau un teolog să-l scutur, foarte fină, a servit chestiunea. Dacă iau un teolog să-l scutur, nu sare de la el decât pixuri scumpe, brichete, țigări, bani și fițe. Nu o să pice de la unul din buzunar vreo cruciuliță sau vreo iconiță sau vreo cărticică de rugăciune. Adică în sensul că atât ne-am modernizat, atât ne-am stilat, atât ne-am împăunat. Ați văzut, dacă e nevoie, unii își pun și diamante, și pe dinți, și pe unghi, și toate metode. Ce poate omul inventa? Nu mai știi ce să inventeze. Cred că am inventat, că avioane am inventat, nu mai e problemă.
Uităm totuși că pentru un gram de inteligență pură ar trebui să dăm mult mai mult decât dăm pentru un gram de aur sau pentru un gram de diamant. Pentru că dacă ai un strop de inteligență, te călăuzește viața pe drumurile cele bune. Dacă nu mergi din hazard în hazard sau din eșec în eșec și din lipsă de măsură în lipsă tot mai mare de măsură. Și asta este măsura care ne scoate din măsură. Deci în momentul în care noi vedem un potențial dușman în cel ce poate, deja e un semnal de alarmă. Cum ăla să aibă? Cum ăla să se descurce? Cum ăla să facă? Imediat, anonimă, turnat, bă, ăla de unde are? Cum a făcut? Cum a dres? Cum s-a descurcat? Îmi spunea totodată cineva, cam în genul ăsta mi-a spus-o. Părinte, la câți bani aveți voi, preoții? Nici nu vreau să mă gândesc. Și însă așa, să dea Dumnezeu atâția bani să ai tu toată viața cât am și eu și să fii fericit. Că eu știam câte datorii am pe la cărți, știam câte datorii am pe la niște materiale, pe la ce aveam eu de făcut. Și am zis, dacă tu crezi treaba asta, ești mic copil, mergi pe ideea asta că e bine așa. Dar, mă rog, e gândirea ta și nu stau eu să ți-o contrazic. Deci, oamenii cred că dacă s-au învelit în bani, au rezolvat problema. Nu banul rezolvă problema. Deci m-am uitat încă a mia oară și mi-este și rușine când spun lucrul ăsta, cât de modeste sunt aceste femei moldovenice ale noastre care deschid pragul bisericii și te ia rușinea când știi că ea are 500, 600, 700, 800 până într-o 1500 pensii, cele mai ușor sofisticate, poate care au fost o profesoară, o farmacistă, o ceva, o educatoare. Și ea vine acolo la biserică cu punguța aia de făină de 3 lei sau cu două banane pentru părintele sau cu o sticlă de ulei sau cu o prăjiturică cât de mică că după aia o dau la un copil următoarea, nu e asta problema. Dar ea emoția că ea are sufletul ăla de mamă și din puținul ăla poate nu-i dă lui nepotul sau nu-i dă lui bărbatul sau lui fiică sau lui fiul și să-ți aducă ție. Și cum oamenii pot să fie omenoși fără bani? Iar tu putră de bani, că slavă Domnului să nu se plângă ăștia mari că nu au bani. Dacă spun că nu au, zic și eu ca Maria Tănase, să dea Dumnezeu nici să nu aibă. Iar dacă spun că au, să dea Dumnezeu știi să-i folosească. Dar să n-ai chipzuința lucrului gândit, adică să te rupi de realitatea urbană și rurală, adică tu să fii domnitor peste ce? Peste o lume care nu o cunoști? Adică ce spune? Mântuitorul neputințele poporului le-a simțit și le-a trăit și l-a durut. N-a suferit, auzi ce frumos ce înseamnă conducător, împărat. N-a suferit să vadă neamul omenesc chinuit de diavolul și de stricăciune. De aia le-a vindecat bolnavii, de aia a hrănit, de aia le-a făcut minuni, numai să-i vadă bucuroși. Dar tu, care ai puterea în mână, chiar nu poți face un gram de bucurie, fac și eu ca ăla, într-un mandat întreg, măcar fă 100 de kilometri de stradă, sau repar un gard, sau trage o apă, sau dă o pâine de pomană, să vadă lumea, bă, o fost și ăsta, o lăsa exact, și el o umbră. Rămâne lumea cu ceva. Da. Lasă ceva în urmă. Da. Aș vrea să revenim puțin la diasporă și să vă întreb cum sunt românii de acolo între ei. Pentru că întâlniți multe cazuri. Foarte buni. Și când vă spun foarte buni, vă spun din cauză că începe să-i educe diaspora. Ei se dedau deja modului de gândire extern, în care punctualitatea devine punctualitate, seriozitatea devine seriozitate, respectul și cultul pentru muncă devine cult pentru muncă, pentru că a doua zi patronul ți-o semna hârtia. Păi mi-a spus o fată zilele astea, m-a chemat patronul și mi-a spus, acum pe loc în fața mea îți alegi, muncești 14 ore sau rămâi la 12 ore? Dacă rămâi la 12 ore, dă-ți demisia. Și și-a dat fata demisia, că n-avea cum, că mai avea un job și era mai bună ăla. Uh-huh. Și mi-a spus, acolo nu există sentiment, părinte, acolo există doar lege și corectitudine. Poate uneori merităm și lucrul ăsta, pentru că la noi cu prea mult sentiment și cu prea multă toleranță avem prea multe slăbiciuni, adică noi ne-am învățat românii să cultivăm, cumva actele astea de impotență și morală și trupească și intelectuală și tot. Vai, săracu, vai, săracu, vai, săracu. Dacă nu o să spunem, hai, ridică-te, săracu. Hai, revină-ți, săracu.
Azi îi vai săracul, mâine îi vai săracul. Aveam un profesor de bazele creșterii animalelor, profesorul Coroam Vasile, la liceu agricol, și ăla, când a venit în clasă la noi, somitățile anului 1980 la liceu, cu impresii și figuri din vremea noastră, noi credeam că specialitatea aia se face așa cum treci, pe în română, pe în gramatică, pe în engleză. Nu, era materie de specialitate. Și bineînțeles că după primul trimestru, la vreo 36 de medii, de 3, de 4, de 5, de 6, cele mai strălucite, lumea și-a dat seama că trebuie pus osul la muncă. Bineînțeles că un colectiv din ăsta dă elevi mai îndrăzneți, cum am avea și astăzi câțiva hashtag rezist așa mai cu impresii, s-au dus la cancelare, s-au plâns directorului, s-au plâns așa că profesorul e sever, că nu știu ce. Și profesorul a spus așa, de astăzi înainte vreau să ascult elevii acestei clase pe bază de comisie, adică în sensul că se dau lucrări și lucrările să treacă prin mâna la 2-3 profesori. Bineînțeles că cei 2-3 profesori care erau pe aceeași specialitate, dar la alte clase, s-au uitat și au spus, domnul Coroamă, îmi pare rău, aveți perfectă dreptate, puneți ce note doriți, sunt execrabile. Și el a venit liniștit în clasă și știți care i-a fost răspunsul unui om școlit în Occident, cu doctorat la vremea aia, cu cărți publicate la vremea aia, cu titlu academic la vremea aia, marele profesor Coroamă. Dacă mă voi duce vreodată în piață și nu voi găsi carne, lapte, brânză, ouă, se datorează incompetenței mele profesionale. Dar dacă piața va fi plină cu tot ce este nevoie, înseamnă că elevii mei și-au însușit materia, tehnologia, creșterea animalelor. Puneți mâna și învățați că nu desfințăm nici aseu, nici ceapeu. Și când s-a terminat anul școlar, deja se știa materie.